Dani Buneața, domnul Răzvan, da, astăzi încerc să fiu util, pentru că suntem alături de o echipă de la ISU București, Ilfov, care participă la o acțiune de îndepărtare a bucăților de gheață. Au fost multe astfel de evenimente zilele acestea și cu siguranță vor mai fi, pentru că se încălzește vremea și gheața începe să se desprindă. Sunt alături de purtătorul de cuvânt Bogdan Toma. Bună dimineața, bine te-am găsit! Multe astfel de acțiuni zilele acestea. Bună dimineața, într-adevăr așa este. În ultima perioadă, pe fondul fenomenelor meteo din capitală, am avut foarte multe intervenții. Colegii mei preluau intervențiile direct din teren. Asta înseamnă că nu se mai deplasau către subunitățile de bază așa cum se procedează în mod normal. Erau în stradă, terminau o intervenție, o luau pe următoarea și tot așa. În momentul de față ne aflăm la o intervenție pentru degajarea țurțurilor de la o clădire. După cum puteți observa, se acționează cu autoscara. Un coleg de-al meu sus în acela autoscării îndepărtează bucățile de țurțuri care se pot desprinde și ateriza pe trotuar sau mai rău pot răni persoane care trec pe trotuar. Vreau să fac mențiunea că este obligația persoanelor fizice și juridice, conform unei hotărâri de Consiliul General al Municipiului București numărul 120, de îndepărtarea acestor țurțuri, dar și de îndepărtarea gheții sau zăpezii formate pe trotoarele unde se desfășoară activitatea. Nerespectarea acestor obligații se sancționează cu o amendă contravențională. În cazul în care nu se poate interveni sau persoana respectivă își pune sănătatea sau viața în pericol, în aceste cazuri puteți apela la noi și putem veni și degaja țurțurii formați la strășinile imobilelor. Deci sunt și intervenții minore unde pot acționa locatarii. Că mulți zic, de ce, domnule, sunt la pompieri, că să vină, că pentru de-aia îi plătim. Mai sunt și astfel de voci. Dar unde se poate interveni și pot interveni locatarii, ar fi bine să o facă, pentru că sunt și situații mai dificile unde voi ar trebui să fiți prezenți. Așa este. Sunt situații minore în care proprietarii, administratorii imobilelor pot îndepărta țurțurii, dar în cazul în care acest lucru nu este posibil și există risc de a-și pune viața în pericol, atunci intervenim și degajăm țurțurii formați. Ieri deja au fost multe intervenții, astăzi se încălzește, se anunță temperaturi cu plus și cu siguranță vor fi multe astfel de intervenții. De exemplu, locatarul, până ajungeți voi, ce poate face el? Să împrejmuiască puțin zona? Ce se întâmplă? Cum să facă? Cu siguranță, dacă proprietarul sau administratorul consideră că este un real risc de prăbușire a țurțurilor și nu poate interveni, o idee foarte bună ar fi să împrejmuiască locul respectiv prin balizarea zonei, astfel încât cetățenii să evite acea zonă. O statistică a acestor zile? Foarte, foarte multe intervenții. Au fost foarte multe intervenții, nu am un număr la ora aceasta, dar sunt foarte, foarte multe intervenții. Căderile de copaci au reprezentat încă o mare problemă. Una dintre cele mai mari probleme a fost reprezentată de căderea arborilor, atât pe carosabil și implicit blocarea străzilor, cât și pe autoturisme. Dar am avut intervenții și pentru degajarea stâlpilor căzuți sau a firelor de electricitate căzute din cauza gheții depuse pe acestea. Veți avea cu siguranță mult de lucru zilele acestea. Îți mulțumesc din țiflet și ca și informație, atenție celor care, de exemplu, nu știam de ce la mine în zonă sunt foarte multe locuri de parcare libere, cum se vede și în spate, pentru că cei care au vrut să parcheze s-au uitat, au văzut că este pericol de căderea gheții și nu au parcat. Deci mare atenție, unde parcați, pe unde mergeți, pentru că, din păcate, astăzi o să cadă din nou bucăți de gheață. Sper că au fost informații utile, domnul Răzvan, domnul Dani, cam atât de aici. O zi frumoasă! Mulțumim, Marian Duță, pentru